Gruparea teroristă Hamas, care guvernează Gaza, a anunțat că discuțiile privind încetarea focului ar putea fi suspendate din cauza incidentului în care au murit 100 de palestinieni. Este vorba despre ambuscada creată în jurul unui convoi cu ajutoare umanitare. Separat de acest protest, zeci de israelieni au pornit într-un marș spre Ierusalim. We want to unite all Israel, all the world, around this mission, which is the most important mission, to bring people that are innocent, that are civilians, back to their homes, back to the to our heart, and strengthen the whole, you know, the whole Israel people, and to strengthen the world and show them that together we can win. Together, the good will win against the evil. Let them free quickly, because there are 145 days in the Hamas, with the Hamas, and they suffer a lot. This is like hell. Manifestanții au purtat 134 de tărci pe care au lipit fotografiile celor dragi, care sunt de 145 de zile în captivitate. E a treia zi când organizează un asemenea marș, care are ca destinație sediul guvernului din Ierusalim.